Hai, salut, bă, băieți, bine v-am regăsit la un nou video pe canal. În videoul de astăzi o să vă arăt cum am făcut rank 35 pe domnul Colt, dar înainte să începem cu meciurile, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, iar dacă vreți să primiți notificări de fiecare dată când postez, să activați și clopoțelul. Bun, deci după cum vedeți, am reușit să fac rank 35 pe Colt. Mai exact 1263, pentru că l-am ajutat și pe coechiperul meu să facă rank 35. Dar da, astea fiind spuse, haide să trecem la meciuri. Ok, trecem și la primul meci. Meciurile nu o să fie în ordine. Nu vreau să arăt la început meciuri cam lungi, așa că o să arăt unele puțin mai scurte. După cum vedeți, tactica noastră este cu Rico și Colt cu Edgar, pentru că na, Edgar este un roller super super OP la momentul actual. Iar tactica este să, nu știu, să ținem controlul. Rico este mai mult pentru tanci, pentru că, na, după cum știți, dacă jucam cu Byron, nu prea făceam față la tanci, dar aici am reușit să le dăm un gol super, super rapid. Iar Colt este foarte, foarte bun, după cum am spus, cu acel gadget care îl face super, super broken. Aici o pasă super bună din partea lui Javi, iar End reușește să dea un gol. După cum vedeți, aici aveam 1236 de trofee. Bun. Hai să trecem la următorul match. Trecem și la cel de-al doilea match. După cum vedeți, adversarii nu au un comp foarte, foarte bun, pentru că au Mortis și cu Shelly, dar aparent Mortis ne-a lăsat aici să câștigăm. Da, nu știu, un match destul, destul de rapid, pentru că Mortis-ul s-a lăsat, poate au văzut underdog pentru că nu este român. Habar nu am sincer de ce ne-a lăsat, un gol super frumos acolo din partea lui End, dar n-am zis să vi-l arăt și pe acesta pentru că era cu un match înainte să fac rank 35 pe Colt. Deci da, nu știu de ce ne-a lăsat acel Mortis, v-am spus, probabil pentru că a văzut underdog, dar na, a fost un match super super rapid, îi mulțumim acelui Mortis și da, hai să trecem la următorul match. Bun, trecem și la cel de-al treilea match. După cum vedeți, au Poco Double Tank. Chiar dacă noi avem Colt și Rico, sincer, este destul de greu să îi bate, mai ales pe o mapă ca aceasta, pentru că sunt foarte, foarte mulți pereți și câteodată nu faci față la acel heal pe care Poco îl poate da, pentru că, na, știți, este insane acel heal. Pentru tanci avem decât Rico, care este, na, după cum știți, e un tank counter destul, destul de bun. Aici Endo încerca să dea un gol, nu prea a reușit, pentru că na, cu Colt este un, adică dai bine counter la tanci, dar este mai greu să-ți nimerești acele hituri, iar în schimb cu Rico poți să dai bounce-urile plus ultimata aia care merge în absolut toate părțile, după cum vedeți. Dar da, aici Endo a încercat acolo să dea gol, dar nu prea a reușit pentru că s-au spawnat acel Poco. Iar na, aici, după cum vedeți, Rico este super, super OP, adică a dat super rapid hiturile și o ultă imediat după ce și-a făcut-o. Bine, na, aici am dat și o ultă pe acea Jackie pentru că și-a dat ultimata și na, este un free target cum ar veni, adică nu se poate mișca și este imposibil să o ratezi. Încercam pe cât mai mult posibil să ținem noi mingea, să nu le dăm lor în avantaj, pentru că ei la momentul actual fac cycle de respawn-uri, adică nu prea reușim să le dăm goluri din cauza cycle-urilor de respawn-uri. După cum vedeți, se spawnează unul câte unul și nu prea avem cum să le dăm gol. Aici ne-am retras puțin, am așteptat să se spawneze absolut toți ca să le putem da team wipe. Important este să nu moară acel Rico, pentru că el este practic damage dealerul nostru. Aici Bull-ul, dacă se dea puțin mai repede gadgetul acela, poate reușea să facă ceva. End aici o sărit pe Poco și o reușit să-l omoare. Mi se pare că nu a reușit aici să dea gol. Treaba mea cu Colt este să încerc să deschid cât mai mult mapa, adică harta, că trebuie să o deschid cât destul de mult pentru a avea mai mult avantaj cu Rico și cu Colt în fața acestor tași. După cum știți, ei nu au range, iar cu cât este mai deschisă mapa, cu atât avem mai mult avantaj. Aici Javi a dat o ultă super super bună și încă una cu care reușește să-l omoare pe Bull. Bun, aici End a sărit super super bine, o pasă din partea lui Javi și a reușit să dea gol. Da, a fost un meci destul destul de lung și tensionat, dar într-o final am reușit să câștigăm. Bun, ăsta a fost meciul de 1242 de trofee. Hai să trecem la următorul meci. Bun, trecem și la cel de-al patrulea meci.
După cum vedeți, au B, Colt și Jackie. Este un comp super, super bun. B cu acel gadget este pur și simplu broken. După cum știți, acel gadget este mult prea OP. Chiar dacă și-a luat acel nerf, practic este un buff. Nu știu exact, dar rămâne mult prea OP acel gadget. Practic reușesc să ia acel control doar datorită acelui gadget, pentru că na, suntem forțați practic să mergem în spate ca să nu luăm foarte, foarte mult damage. După cum vedeți, și-o mai folosit încă un gadget, asta înseamnă că mai are decât unul și na, până la urmă asta contează, pentru că ei reușesc să ia controlul super, super rapid din cauza acelui gadget pe care le oferă mult prea mult avantaj, pentru că noi dacă nu ne retragem luăm mult prea mult damage și practic ne putem lua team wipe și murim toți instant, pentru că na, suntem în dezavantaj cum ar veni cu o tonă de HP, că na, până la urmă dă undeva la 3k la fiecare, vă dați și voi seama. Aici Ugo a reușit să dea un gadget super super bun, adică i-o prins pe amândoi și pe Javi și pe End și na, a reușit să facă decât un kill, Javi acolo a rămas în viață. Treaba mea este practic să deschid mapa, dar nu mă avantajează nici pe mine atât de mult. Important este să stai cât mai mult în viață. După cum vedeți aici și-a folosit încă un gadget. Deci un singur gadget și l-a lăsat pe End în 1000 HP, care, na, după cum vedeți, am avut acolo noroc că Ugo a ratat gadgetul, pentru că altfel ne luam gol, sincer să fiu, dar este bine pentru că am reușit să supraviețuim acolo, iar End aici a dat-o frumos pe Colt și nu știu cum a intrat, sincer să fiu, dar e bine pentru noi. Edit aici a dat o ultă super super bună cu Jackie, pentru că altfel îl omora acea B. Iar la momentul actual nu trebuie să mai încercăm să dăm gol, este important să ținem controlul, că na, până la urmă controlul contează, dar End aici ultimată și reușește să dea gol. Bun, hai să trecem la ultimul match. Bun, trecem și la ultimul match. Aici am picat contra niște player destul, destul de decenți. Ca comp au Nita, Barley și Kobe. După cum știți, na, B este mult prea OP cu acel gadget. Barley este mai mult pentru control, la fel și cu Nita. Dar odată ce au pierdut controlul, nu prea mai au ce să facă. Mai ales la Rico, dacă ajunge în poziția de control, nu mai ai ce să-i faci. Momentan noi încercăm aici să luăm controlul. End acolo reușește să facă un double kill super, super frumos. Chiar a fost destul, destul de clutch acea fază. Pentru mine momentan este bine să deschid cât mai mult posibil mapa, pentru că ei au decât B, iar noi avem și Rico și Colt în open range. După cum vedeți aici am dat o pasă pentru că le-am reușit să le dăm team wipe. Avem 1-0 la momentul actual. După cum am spus, iau Barley cu Nita, care nu sunt atât de buni pe mapă foarte, foarte deschisă. Bia acolo a reușit să-mi dea un double tap cu acel 3K, dar nu este nu este problemă că am murit cât timp ai mei au reușit să țină acolo controlul. Este important să nu murim toți odată, pentru că altfel o să luăm gol destul, destul de lejer. Aici am încercat o tentativă de gol, aproape au reușit, dar nu suficient de bine. Bine, noi nici nu știam că sunt player destul de decenți, pentru că na, la majoritatea playerilor acea tactică funcționează, pentru că na, nu prea te aștepți la așa ceva din partea unui Colt. Dar aici am folosit gadgetul doar ca să omor acea B, i-am deschis mapa acolo pentru End ca să poată să dea un gol și ăsta a fost meciul de 1260 de trofee. Bun. Bă băieți, cam asta a fost și episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut, v-am arătat cum am făcut Colt Rank 35, sincer m-am chinuit foarte, foarte mult cu acest Rank 35, pentru că nu este foarte, foarte ușor să duci acest Brawler Rank 35, după cum știți este un Brawler destul de high skill cap, cum ar veni, adică este un Brawler destul de greu de jucat, chiar dacă are acum un gadget destul de bun. Până la urmă tot este un brawler high skill cap, dar da, am reușit să-l facem, urmează să fac și Lu, după cum vedeți este la 1042 de trofee, să vă așteptați la un episod din partea asta și da, ne revedem mâine cu un nou video, să aveți o zi sau seară faină, depinde când vedeți acest videoclip, numai bine, pa, pa! I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker.